Paint 3D, masa tăcerii. Masa tăcerii reprezintă una dintre cele trei piese ale ansamblului monumental de la Târgu Jiu, realizat de sculptorul român Constantin Brâncuș. Ansamblul este un omagiu adus eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial. Într-o primă variantă, masa propriu-zisă era compusă dintr-o singură piatră de moară cu un diametru de 200 de centimetri. Ulterior, Brâncuș a suprapus o altă piatră de moară cu un diametru de 215 centimetri. Lucrarea este realizată în piatră și reprezintă masa de dinaintea confruntării în bătălia la care urmează să participe combatanții. Timpul este reprezentat prin dispunerea circulară a celor 12 scaune clepsidră care îl măsoară. Sarcină de lucru. Utilizați aplicația Paint 3D pentru a crea un model 3D după lucrarea Coloana Infinitului. Indicații. Masa și scaunele sunt finalizate prin operația de grupare a elementelor selectate. Accesăm aplicația Paint 3D. Creăm un proiect nou. Din grupul formelor 3D, selectăm forma cilindru, pe care o plasăm central pe pânza de lucru, o copiem și o duplicăm. Aceste două forme cilindru se vor grupa după multiselecție în obiectul masa tăcerii, model 3D realizat cu aplicația Paint. Schimbăm culoarea și îmbrăcăm obiectul într-un material cu un finisaj metalic. Doar din considerente grafice am ales acest material. Construim scaunele clepsidră. Pornim de la o semisferă, de la o emisferă pe care o copiem, o duplicăm. O rotim de-a lungul axei OX și cu multiselecție și grupare am creat obiectul 3D scaun din complexul arhitectural Masa Tăcerii, scaun clepsidră. Alegem o nuanță mai intensă pentru scaune, dar același finisaj. Ca și pentru masă, un finisaj metalizat. Copiem de 11 ori scaunul clepsidră. Urmează ca aceste forme 3D astfel realizate să fie dispuse circular în jurul mesei. Dacă pânza de lucru este insuficientă pentru a cuprinde întreg complexul arhitectural, vom interveni asupra dimensiunilor ei, astfel încât scaunele
să fie așezate într-o formă cât mai apropiată de modelul original. Ultime reglaje în ceea ce privește perspectiva și locația obiectelor pe pânză, pe pânza de desenare, au un reglaj de repoziționarea scaunului, dar cerința impune ca acest model 3D să renunțe la calitățile volumetrice și să se transforme într-un fișier GIF. Tema pentru acasă. Utilizați culorile drapelului României pentru a personaliza masa și scaunele brâncușiene. Vă mulțumesc!